Salut prieteni! Acesta e noul Civic Type-R și promite a fi cel mai rapid Type-R din toate timpurile. În următoarele minute am să vă povestesc tot ce trebuie să știți despre noul hot hatch japonez. Așezați-vă mai comod și -i foc la pedale! Aniversare Cu noul Civic Type-R, Honda celebrează 50 de ani de la prima apariție a Honda Civic pe piață și 30 de ani de la apariția primului Type-R în linia Honda, și anume Honda NSX Type-R. Și asta nu e tot. De asemenea, 25 de ani de la apariția primului Civic Type-R. Ca așa, triplul la mulți ani Honda. Design Penultima generație Civic Type-R arată destul de controversat. Cel puțin în ochii multor jurnaliști. Mulți au criticat designul plin de unghiuri și l-au clasificat drept copilăresc. Păi Honda a ascultat toate criticile și a venit cu un design mult mai matur, Liniile caroseriei sunt deja mult mai rotunde și mai puțin extravagante. Au dispărut toate prizele de aer artificiale și au rămas doar cele funcționale. Spoilerul imens tot a fost schimbat cu unul în culoarea neagră, care arată mult mai profesional. Mie îmi place noul design, mai ales din față. Dar mi-a plăcut mult și designul anterior. Dar ce credeți voi? Care vă place mai tare? Ultimul sau penultimul? Motor. Noul Type folosește același turbomotor de 2 litri ca și la modelul anterior, care produce 320 cai putere și 400 Nm. Însă Honda a declarat că noul model va fi cel mai puternic typer produs vreodată. Cu toate astea, datele tehnice încă nu au fost divulgate. Se presupune că va produce în jur de 330 cai putere și circa 420 Nm. Tracțiune și cutie Producătorii mondiali de hot de mult au trecut de la tracțiune față la tracțiune integrală și de la cutie manuală la automată cu dublu ambreiaj. Prin urmare, prin ultimul model, Honda Civic Type R, era printre unicele hot hatch-uri care a păstrat tracțiunea față și oferea o cutie manuală grozavă pentru o experiență de condus cât mai pură și fascinantă. Și știți ce? Nipponul se conduce mult mai bine și mai rapid pe circuite decât toți concurenții săi. Honda a hotărât să păstreze tradiția și noul model a păstrat tracțiunea față și cutia manuală. Însă totuși s-au produs câteva schimbări. Caroseria a devenit mult mai rigidă, Programa de ajustare a amortizatoarelor și a direcției a fost îmbunătățită și cutia manuală a fost întărită, cu toate că și așa funcționa ideal. Performanța ultimul Typer accelerează până la 100 în 5,37 secunde. Cât de repede va accelera noul Typer încă nu se știe. Însă asta nu e așa de important, fiindcă nimeni nu cumpără Civic Typer pentru accelerare, ci cumpără pentru puritate și felul cum se conduce în curbe și pe circuite. Și acolo Typer e rege. Trebuie de menționat că noul Civic are raportul de putere greutate mai bun decât la generația anterioară și Hot hatch va fi vândut în versiunea standardă cu cauciucuri de 19 de la Michelin Pilot Sport 4S, care sunt extraordinare și au o aderență imensă. În concluzie, putem să fim siguri că noul Type R va fi mult mai rapid pe circuite. Interior Interiorul arată mult mai interesant și mai calitativ decât la modelul precedent. Scaunele sunt complet roșii, și tradițional au un suport foarte bun și sunt unele din cele mai confortabile de pe piață. Nu ca schimbătorul de viteză e la fel din aluminiu și covorașii sunt roșii. Un mulțumesc mare Honda pentru volan care a rămas rotund. Dar există și un minus. Mi-aș fi dorit frâna de mână să fie convențională, însă a rămas electronică. Preț. Prețul încă nu se cunoaște. Dar având în vedere că vechiul Type R costa la 37.000 de euro, noul va costa probabil la 40.000 de euro și va apărea pe piață în Europa la începutul anului 2023. Așa că avem timp să strângem niște bani să cumpărăm unul. Dragi prieteni, acesta a fost noul Honda Civic Type și eu l aștept cu nerăbdare să-l conduc. Dar ce părere aveți voi despre dânsul? Scriți în comentarii de mai jos. Dați un like, faceți un share și abonați-vă la canal. Dar noi ne vedem în alt episod. Pe curând!